Și? Ai votat? Dorin Chirtoacă? A-a. Ce, vrei să spui că ai votat pentru Zinaida Greceanu? A-a. N-am înțeles. Ce, nu ai fost la vot? Aha. Cum așa? Ție tot una cine o să învingă astăzi? Be. Cum așa, domnule? Domnule, ai de gând să vorbești azi ori nu ai? Hai că plec! Păi, romnașul e. Păi, tu mă înțelegi? Păi, eu întotdeauna am votat pentru a noștri. Dar întotdeauna. Ia ca prin 90, votam pentru Roșca. Băgălașă în dacă românis. Pe urmă am votat pentru Ghimpu, băgălașă în românis. În 2009 am votat pentru Filat, băgălașă în românis. În cât? În, când au fost alegerile celelalte a primarului? În 2011. În 2011 am votat pentru Dorin Chirtoacă. Și tu înțelegi, domnașul, eu votam ca oamenii ăștia să ajungă la putere și să fac, ghine nărodului. Așa. Dar ei toți ajung eu la putere și fac eu o p***e, domnașul. Ce limbaj. Ei, limbaj. Am mai ca eu m-am gândit așa, pe mine Roșca mă spărie în 1994, Doamne ferește să votez pentru Aldis Anghele, că blin vin tancurile rusești și ocup iar Moldova. Uh-huh. Eu l-am votat pe Roșca, dar o birui Sanghele. Și eu ne-am făcut, romnaș, eu ne-am făcut să-mi țin minte un samopalc în caz de ceva, să ies și să întorc înapoi tancurile rusești. Nici zare de tanc, romnașul, îți închipă, ei. În loc să aduc tancuri, Sanghele o furat ca tancul, ei. În 1998 eu l-am votat, de-am pe Roșca, de-am. El s-a unit cu Aldi Sniecur și Matei și știi ce-au făcut aiște? Ce? Și aiște au furat ca tancul, băi, ți închipui? Eu am duci, am vrut să mă supăr pe dânși, da? Cum să te superi dacă ei erau a noștri? Și ia că romnașul vine anul 2001 și Roșca băga la șin... Dar de-am pe dâns de-am l-am băgat, am uitat? Da. Roșca iar ne-o zis, Doamne ferește să-l votez pe Voronin, că precis vin tancurile rusești. Băi, dar Voronin și atunci au biruit așa de strașnică, cât o luat atunci, câți deputați aveți? 70. Blin, vor 72. Apoi, el nu că rușii puteau să vină liber cu tancul Moldova, dar putea Voronin liber să ne bage pe toți într-un tanc și ne ducă prea drept pe Crasnaia Ploșe de la Moscova. Dar și s-o prinit până la urmă. Roșca s-a unit cu Voronin. Asta e una. Dar a doua oară, romnașul, e că Voronin, ca și Sangheli și ca și a noștri, fura ca tancul, numai că un tanc așa mai mare. Sangheli fura cu T-34, dar Voronin de-am fura cu tigru românaș. Ce comparații! Și ia ca românașul vine anul 2009 și ni de-am un Ghimpu și cu Filat în zic. Doamne ferește să vătesc cu comuniștii, că vin tancurile rusești. Tu știi, românașul, eu credem că ei chiar îi stem de tancuri rusești. Băi, românașul, dar când te tem de tancuri, tu stai tot timpul așa blin, nagatovi, mali și te pregătești, ori să-mi puști în tancuri, ori blin să o iei la fugă. Băi, da, ești al de Ghimpu, dar mai ales Filat, n-aveau nici o frică, îi furau de rupieu, românaș. Filat de-am nu mai fura cu tigru ca Voronin, dar cu un tank de ista nou, cum se cheamță, de americanilor, ei. Și vrei să spui că și cu Dorin Chirtoacă e la fel. Dar tu, ei, românașul, în locul meu, nu te-ai gândit tot așa, ei. Chirtoacă a simțit. Doamne ferește să o votez pe zâna, că vin tankurile. Ei, dar el nu zice, știi, nu știu cum așa, de parcă el e primul, ei, care ne-o zice, ei. El nu-și dă seama că eu spărie de tancuri încă de prin 1994, când el era un pațan de 15 ani. Am înțeles. Deci nu te aștepți la nimic bun nici de la Chirtoacă. În Moldova, românașul, eu cred că trebuie să rămână numai două partide. Partidul tancului și partidul împotriva tancului. Și emblemele să aibă tot așa, unul un tank, dar și celălalt tot un tank, numai așa... Tăiet, cu două linii roșii, ca la znacul acela, praiez de pășion. Bun, și să zicem că învinge Greceanu. Zâna cu tancu, așa nu, și romnaș. Ia că zici, și. Dacă vine Chirtoacă, fură el cu tancu, dacă vine Zâna, a sfurie cu tancu. Bă, eu am înțeles, e tare gine romnașul, și tanchiște-și toți aici. Crezi că și Dorin Chirtoacă fură?
Românașul, băi, poate că și nu fure, băi. Dar mă ating că așa hoți ca cei care stau pe lângă dânsul, băi, nici pe timpul urecheanei nu era, băi. Și dacă vin rușii? Dar nu mai vine nici un rus, băi. Eu de-am fișca asta lor am înțeles-o. Cam greu am înțeles-o, asta e drept, mi-au trebuit vreo 25 de ani, o jumătate de viață plin, dar în sfârșit am înțeles-o. Ia ca să vezi cum zâna, dacă ajunge la putere, a să uite de ruși. Ei, chiar așa. Nu, Romnaș, nu, cum adică să uite? Niște concerte din 9 mai, a să mai facă e. Pentru că de ce, Romnaș, ei când ajunge Moldova asta noastră pe mâinile lor, așa o băcățică bună de furat, ei uită Romnașul de tot pe lume. Bă, eu îți spun železna, atâta timp cât în Moldova asta a și fura, niciodată, dar niciodată n-a să facă niciun fel de unire, nici cu Rusia, nici cu România. Dacă ai zveți. Da. Interesantă idee. Da.